muzică este matematică, armonie, este familie. În prim muzică îți plângi, tristețe, dai și bucurie. Ce reacție treziți occidentalilor, mai puțin obișnuiți cu genul acesta? O reacție de bine, de bucurie, de veselie, de distracție, de dans. Noi transmitem, bineînțeles, plăcere, dragoste și... Balcan, cu siguranță, este muzica care întreține orice atmosferă. Ați moștenit talentul și dragul acesta pentru muzică din părinți și bunici? Bunici. Eu am un bunic care încă trăiește, să-i dea Dumnezeu sănătate. Mă mândresc cu el că e o genă foarte puternică de bărbat. Și el a cântat? La 94 de ani a cântat la vioară. Dacă ar putea și acum, nu mai aude cu o ureche, dar merge. Totul a plecat din familie. Sigur, de la părinții noștri. Părinții noștri? Sigur, părinții, bunicii noștri au fost lăutari. Noi mai... Dau pe la petreceri, deci, pe la nunți. La nunți, cum era înainte? La nunți, totul a început și la noi tot la fel. La nunți, la mormântări, toți am început așa. Da, după care am pus un pic de inimă în muzică. Cântați o muzică foarte plină de viață, foarte veselă. Așa sunteți și voi în viața de zi cu zi, de ați ales să cântați genul ăsta de muzică? În general așa suntem, cu toate că mai sunt și alte probleme, mici, mari, dar trecem peste toate și mai ales când vedem întregul grup, uităm totul de probleme. Pentru toate problemele, normal. Suntem toți neamuri, prieteni. Sunteți? 10 persoane suntem în total, dar... Bucuria înseamnă să mă trezesc bine de dimineață. Ce înseamnă? Cum te poți trezi bine? Dați-mi și mie să... Să mă știu sănătos, să-mi văd copiii bine, sănătoși, familia, cercul de prieteni să colaborăm, să povestim. Primul concert, să zicem așa, pe scenele din Europa, a fost în 2008, în fața 35.000 de spectatori. La Trutnov. Deci de atunci a trecut multă vreme. Și în Goriți am avut un mare festival din care am luat locul întâi mondial. Da. Pentru execuție muzicală în Goriți a fost un mare festival de folclor și noi acolo am fost... 27 de țări și noi am luat locul întâi. Fost cei mai buni pe cele 27 de țări. Participări în toată Europa la Siget Festival, Spania, Italia. Trebuie să ignorăm dușmănie, ură. A face rău e foarte simplu, dar bine, e foarte bine să faci și să ții de binele ăla, nu numai că ai. Asta înseamnă bucurie pentru noi. Înțelegerea de sine, facerea de bine și să-ți iubești aproapele, că bine spune cuvântul Dumnezeu, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Pala la teme, la 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 la